cântece. Vara nu dorm, conect. Salut, sahalilor, ce face? Zic, mai citești odată jurnalul unui puști? Ar fi fain să reacționezi acum când ești mai barbat. Efectiv, fraților, aici este jurnalul unui puști. Când am citit ce am scris în acest jurnal, nu știu cât are acest jurnal, vreo 13-14 ani pe acolo. Nic jurnal, ia să vedem când am făcut. Am făcut acum 5... Uci? Acum ce? Nu! Este o foarte mare problemă. Păi acum văd, am mai făcut două clipuri. Ce grijă. Dar unul a făcut 33.000 și unul 270.000. Ești prost, what the fuck, sunt prea prost, efectiv. Nu este 8 mai 2017 și unul 4 aprilie 2017, nu pot să cred. Efectiv, atunci aveam mintei mai proaste decât am acum, doar. Și faptul că eu uit de la mână până la gură, o să mai citim o dată pentru că acum sunt barbat viking. Păi, jurnalul unui pui sunt niște cărți care erau în generația mea, de când eram noi șoareci, știi ce zic? Dacă ai acum 10 ani și te cheamă Andrei, nu o să știi ce e asta, pentru că tu erai în pântece când eu scriam în jurnalul ăsta, înțelegi? Dacă alor scurt anunț înainte să înceapă clipul, pentru că trebuie să vă zic ceva. Știți bine despre Coca-Cola Intergalactic? Ei bine, acest mic produs cosmic se pregătește să părăsească galaxia, așa că încă mai aveți o leacă de timp să-l testați dacă încă n-ați făcut-o. Încă puteți să intrați pe Coca-Cola Creations Hub și să faceți parte din momentele augmented reality alături de Ava Max. Dacă mă urmăriți pe Instagram, mă știți că v-am mai arătat. Și bineînțeles să folosiți filtrele intergalactice pe care le-am folosit și eu, după cum puteți vedea, care le găsiți la pagina Coca-Cola din Instagram, dar o să las și link și tag și tot în descriere ca să fiți siguri că încercați tot până Coca-Cola Intergalactic părăsește galaxia. V-am pupat și să trecem la clip. Jurnalul unui puș. Aici am pus poza mea. Aici cringe. Asta eram eu. Dau cu zoom să mă vedeți. Ia uite. Asta eram eu. Sper că e focalizat. Nu-i focalizat? Ba da. Acesta eram eu, fraților, în clasa a treia sau ceva în genul, pe acolo. După cum puteți vedea, era un breton foarte interesant. Erau, zici că erau perdele de la conacul Heimlich, ceva în genul. Eu voiam să am bretonul gen până așa, știi, ca zic și Cody, până aici, până așa, dar mama nu mă lăsa, mereu mi-l tăia și o freză foarte cringe. Probabil dacă nu o să fiu leneș, o să pun poze, că voi nu o să vedeți și citesc și o să citesc eu peste poze, dar vă zic eu acum. Alegerile tale pentru o insulă pustie. Dacă ai rămâne pe o insulă pustie pentru tot restul vieții, ce ai vrea să ai cu tine? Hai să vedem răspunsurile mele. Ca jocuri video. Minecraft. Minecraft. De ce putea zic Minecraft? Ce-am zis acum 15 ani, zice și acum. Need for Speed Most Wanted. Da, ăsta este un joc foarte bun, NFS Most Wanted. Este din 2005 jocul și încă este jocul meu preferat cu mașini. Nu o să mai existe unul la fel de bun. Și Skate 3. Ăsta nu prea l-am jucat, că trebuia să ai Xbox și eu n-aveam, dar avea un prieten. Cântece! Vara nu dorm, connect! I sexy and I know it. LMFAO. I sexy, nu I'm, I sexy. Party Rock Anthem, tot LMFAO. Da, ce cringe. Cărți, ce cărți aș vrea să am cu mine pe insulă pustie? Jurnalul unui puști, 1, 2, 3, 4, 5. Da, pentru că, de ce nu? Ia uite, Colț Alb, let's go. Colț Alb, da, am citit Colț Alb. Chiar am plâns la Colț Alb. În mintea mea de copil atunci la 11-12, câți ani aveam, aia a fost ultima carte pe care am citit-o. A fost foarte puternic, un impact foarte puternic emoțional. Și ultima este Vine Tu, pe care mi-a auzit la mama, eu n-am citit-o. Era foarte imposibil să citești ca copil așa ceva, dar am pus-o de la mama. Mi-ar plăcea să am cartea asta pe insulă pustie, da. Ia, filme, Fast and Furious. Bine. Spider-Man 1, 2, 3, 4. Bine. Nici măcar nu este 4 ca idei, dar bine. Să pun și eu o întrebare, să vă cunosc mai bine. Ce ați luat cu voi, 3 lucruri pe care le-ați luat cu voi pe insulă pustie? Eu citesc toate comentariile și dau inimă. N-am mai făcut asta de mult și chiar vreau să refac. Nu uitați de codul SNIC 10% reducere pe Foodshop. Folosiți codul SNIC pe Foodshop. Acest tricou este de pe Foodshop. Baticul nu este de pe Foodshop, dar poate îl vor băga. Codul SNIC 10% reducere pe Foodshop. Mâncați voi, mănânc și eu. Test de personalitate. Hai să vedem personalitatea lui SNIC de la 11 ani. Foarte tare. Bă, dar nu scrii anul. Mamă, cât o mai rămas de scris aici, avere. Fraților, aici trebuia să-mi completeze. Bă, dar sunt multe chestii pe care le-am notat. Ia. What? Câte sunt? What? Ce este asta, fraților? Cea mai tare carte? Fraților, ce s-a întâmplat? Bă, dar era cam tare aceasta. What the fuck? Cred că efectiv mi-a fost o comandă să o refac, vă rog, vreau să o refac. Aș comanda și aș refac eu cu voi pe un episod, mă jur. Bă, vreți să fac, let's go. Se moare dacă nu o comand și o facem pe un episod, mă jur. Care este animalul tău preferat? Câinele. Bine, rău. Efectiv, mai basic, dar nu se putea. Acum aș fi spus bizon. Aș fi spus agvilă. Asta, acum aș fi spus. Se vede cine era copil și cine este bărbat. Efectiv, bizon. Cum să nu-ți plac un bizon? E prea tare. Care este culoarea ta preferată? Mov. Se zice violet, ca să știi și tu, Niculețule, dar încă este culoarea mea preferată. Bine, rău. Scrie 4 adjective care se descrie această culoare. Tare, belea, frumoasă, băiețoasă. Nu pot să cred că am zis belea și băiețoasă în aceeași propoziție. Hei, Luci, de ce îți place movul? Cum? Ce? Păi băiețesc?
Da. 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 Care este titlul ultimii cărți pe care ai citit-o? Jurnalul unui puș. Da. Măcar eram sincer. Dacă aș fi completat acum, care este tot jurnalul unui puș? Jurnalul meu, scriam. Scrii patru adjective reprezentative pentru această carte. Super tare, belea, șmecher, atractiv. O, Doamne, benzi desenate în lucru. Aici era o bandă desenată cu o glumă pe care o făceau ei și aici trebuia să inventez tu o glumă. Hai să citim gluma lor și după să citim gluma mea. Aia, ia, mamă! Tată, uită-te la pisica noastră, pare speriată. Nu-i speriată, e înghețată bocnă. Ți-am spus de un milion de ori să nu mai lași afară peste noapte. Aia, ia, mamă! Ok, și acum rândul meu. Hei, îmi dai și mie ciocolată topită? Dar nu-i ciocolată, din păcate. Aia, ia, mamă! Ce ai în minte? Aici este o reprezentație a ce au ăștia în minte și aici ce am zis eu că am în minte. O leacă de skate. Atunci mă dădeam cu skate-ul, da, eram skater. O leacă de muzică, da, Connector, vara nu dorm. Bine, Alexandra Stan, bine. Jocuri video, o leacă mai mult aici. Erau cam mult, era cam mult din creier, da, da, bine. Fete, wow, 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 wow. Este cam mult fete în minte, what the fuck. Gen, de ce aveam atâtea fete în minte? Eram în clasa a treia, ce voiam la fete? Ce voiam la fete? Să dea cu skate-ul cu mine. Bă, eram gagicarci drept, aveam gagici, dar cam mult în minte, da. Weekenduri, ok, vă am multe weekenduri, pentru că, da, nu-mi plăcea școala. Ce mai avem aici? Mâncare, I love food, I love, I really. Acum aș fi pus mai mult mâncare, așa, somn, a little bit și TV. Bravo, Znic, copil super talentat. Imaginează-ți să-ți vezi ca părinte ce-o scris copilul tău. Aici nu scrii deloc școală sau învățat sau cărți sau activități culiculare. Doar fete și jocuri video. Cum vei fi în viitor? Hai să vedem cum mă vedeam eu acum 12 ani sau cât aveam în viitor. Asta neapărat trebuie să mai citești și peste 10 ani, să văd dacă chiar am. Acum na, la 20 de ani poate nu mă gândeam la viitorul de 20 de ani că... Răspunde la aceste întrebări și verifică mai târziu dacă ai avut dreptate. Ok. Doamne ajută. Când o să am 30 de ani? Uite, da, ce prost, la 30 de ani. Ok. O să locuiesc la o distanță de... Asta este semnul infinit, kilometri de casa părinților. 2 kilometri, infinit. O să fiu căsătorit, necăsătorit. S-am bifat căsătorit. Bine. Speranțe la 12 ani. O să am 2 copii și un câine pe nume Skip. În primul rând, de ce l-aș fi numit Skip? De ce aș fi blestemat câine la să-l chemi Skip? Vă zic ce aș fi completat acum. Acum aș fi pus 3 sau 4 copii, 2 câini, 2 pisici. O să lucrez ca fotbalist. Am tăiat și am scris basketbalist. Și o să câștig 1 milion de euro pe lună. Bă, ce rău îmi pare să văd aceste visii, bă, Doamne, frate. Imposibil să fii basketbalist, ești prea mic, gen. Ai 1.75, 1.76 pentru gagici. 1 milion de euro să moară mă, dacă nu, nici aia din NBA nu câștig atâta. O să locuiesc într-o vilă pe o plajă. Da, acum n-aș mai vrea asta, acum aș vrea la o casă lângă pădure, cât mai departe de lume. O să am înălțime de 1.88. Și aici, dragi mei prieteni, se încheie jurnalul lui Puști, pentru că aici cred că m-am dezamăgit cel mai tare. N-am să mint, este complet adevărat, mă... Și când eram printre a șasea, ziceam, mamă, că o să fiu într-a 12-a, o să am o dita-i barbă, o să fiu un alt, o să fiu bine făcut, o să fiu respectat. Eu, într-a 12-a, ultimul ratat, m-am tristat. N-ai să ai un 88, copil prost, niciodată, de ce te-ai gândit tu că o să fii un alt? Cea mai mare schimbare între cum sunt acum și cum voi fi în viitor, atenție. În viitor voi fi mult mai musculos și voi avea multe gagici. Nu a ieșit niciuna. Let's go. Bine, alfa male, bine, bărbat viking. Bine, ci drept nu m-am dezamăgit. Gagici am, este adevărat, nu pot să mint. Am, sunt și musculos, dar nu cum aș fi vrut eu. Aș fi vrut mai musculos. Dar asta e. Să pun un story pe Instagram. Deci, bărbat, acum filmam clipul și haide să vă arăt așa ca idei ce am scris aici. Aia fi zadnesc. Cea mai mare schimbare între cum sunt acum și cum voi fi în viitor. În viitor voi fi mult mai musculos și voi avea multe gagici. Asta am scris acum 12 ani. Bine. Nu s-a întâmplat. Bine. Citează planul de vis. Am găsit-o. Viitoarea mea acasă. Da, trebuie să vă pun poză neapărat aici. Vorbim pe poză. Aceasta este schița casei mele din viitor. Avem pizzerie. Bine rău. Mi-aș fi făcut pizzerie. Dar cinema. Da, o sală de-asta de cinema. Bazin interior. Ok, bine. Numai Minecraft și Smite.
Da, asta visam eu la 12 ani. O cameră atât de mare, unde să fie, ce să fie, 100 de monitoare cu Minecraft și cu Smite. Să mă joc așa. Eram virgin rău, iertați-mă, așa este, așa eram. Eram copil, visător, zice, dar la 11 ani ce să vrei, frate, mai să vrei? Na, totuși, ales eu de fete, dar până la urmă jocurile contau mai mult. Pentru că, dragii mei, calculatorul este absolut și etern, femeile sunt temporare. Și o sală de trambulină, foarte tare, ești prost. Cel mai groaznic coșmar pe care l-ai avut. O să-l citesc în prevedere pentru că nu-l țin nici eu minte. Cel mai groaznic coșmar al meu este când venisem de la școală cu prietenul meu și eram singur și deodată m-a furat cineva și strigam ajutor, dar el nu mă auzea. What the fuck, mi-am deblocat o amintire. Mi-aduc amintirea seară, frate, dar și mă furase cineva. Și era mai departe și îl strigam, bă, să mă ajute și nu mă auzea. În caz că te lovește amnezia. În filme vezi deseori oameni care se lovesc la cap și nu-și mai aduc aminte cine sunt și de unde vin. E bine să fii pregătit pentru astfel de situații. Bla, 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 bla. Scrii cele mai importante lucruri despre tine ca să pornești cu dreptul în cursa de recăpătare a memoriei. În caz că aș fi amnezic. Ok, 1. Sunt Luci și îmi place Minecraft. Bine, deci să moară asta, chiar îmi plăcea Minecraft, adică văd că am zis de câteva ori Minecraft, pe bune, o să știu că îmi place Minecraft. Sunt un skater deosebit, ei de o, era skater, bă, îmi plăcea, mă dădeam cu skate-ul. Sunt o vedetă pentru ceilalți. Băi, știam eu ceva, da? Știam eu ceva, așa ceva nu știam eu că o să ajung aici, dar simțeam ceva. Deci uite, de la 12 ani știam, băi, ăsta a fost destinul, my fate, fraților. You cannot change your fate. Înțelegeți? Gen asta am învățat de la vikingi, fraților. Asta mi-a fost soarta. Bă, let's go. Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut? 1. Am mâncat chipsuri. 2. Am încercat să dau un fese hard flip de pe o rampă. Bă, las-o, bă, mince. Bă, fă-te, bă, parlamentar, bă, că vă că știi să zici, băi. Pune, băi, acolo de cantidează, măi, băiatule, măi, că știi să minți, măi. De-aia am ascultat de niște fetișcane la școală. My good old sim days. Nu fiți simbi. Cine știi? Uite, văd că m-am desenat plângând. De ce am ascultat de fetișcane la școală și cum m-au rănit? Dacă ai putea să te întorci în timp pentru a-i spune ceva eului tău din trecut, ce ai spune? Bă, lasă distracția, ia-ți calculator. Ce? Bă, sunt exact cuvintele unui copil. Disperați și virgin rău de tot. Ce părcări, doa, bă, să nu faceți asta. Dacă ai putea să călătorești în timp pentru a-i spune ceva eului tău din viitor, ce i-ai spune? Să nu fumezi. Bravo, Lucică, m-am ținut. De asta chiar m-am ținut. Da, și aici văd că am cam terminat. Da, adică mai sunt câteva chestii, dar n-are sens să le citesc, erau plictisitoare. Fraților, bărbați, vikingi, adevărați, fete, băieți, copii, cam asta au fost jurnalul unui puști, jurnalul meu, adică. Peste 5 ani o să mai facem un clip sau poate chiar peste 5 luni, pentru că, dar, bă, cât de prost pot să fiu, gen, am făcut un clip în aprilie și în mai am mai făcut unul, cum citeam același jurnal, gen. Bă, mi-a plăcut să deblochez așa amintiri, nu știu cum a fost pentru voi, dacă a fost cringe, sigur a fost cringe, să vă uitați la mine cum fac asta, dar pentru mine a fost interesant. Oarecum sunt un pic dezamăgit. Mulțumesc că a stat până aici, dacă vreți să răspunzi la întrebarea aia, nu știu cât o să-l fac din un clipul, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram. La Roz Niculeț, fraților, bă, am făcut peste 300.000. Nu uitați să activați clopoțelul, codul SNEAK pentru orice haină și papuc de pe Food Shop să folosiți. Mâncați voi, mănânc și eu. N-am mai promovat de mult acest cod și o să mă dea afară. Și ca de fiecare dată, ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bum, bum.